icoana poate reprezenta o formă de presiune religioasă. De asemenea, se poate considera că dacă punem simbolul religios al cultului majoritar în sălile de clasă, atunci facem cumva indistinctă separarea dintre stat și biserică. Eu cred că niciun copil nu poate să aibă o astfel de trăire câtă vreme cineva nu i-a indus-o. Eu nu cred că icoana, prin simpla ei prezență într-o clasă, ar putea obliga sau constrânge pe un tânăr să-și schimbe o anumită convingere de viață. Recenta decizie a Curții Europene al Drepturilor Omului, CEDO, de a îndepărta crucifixele din școlile italiene, decizie luată în urma solicitării unei mame de origine finlandeză, al cărei copil învață la o școală din nordul Italiei, repune în discuție problema icoanelor și a crucifixelor din școli. Ca urmare a hotărârii CEDO, în Grecia a fost convocat un sinod de urgență pentru a vedea cum va trebui să se acționeze, deoarece și acolo o organizație care militează pentru drepturile omului încearcă să folosească decizia CEDO din Italia, cerând instanțelor grecești să scoată icoanele lui Iisus Hristos din sălile de judecată, iar Biblia să nu mai fie folosită la depunerea de mărturii în instanță. În Polonia, președintele Lech Kaczynski a spus că nimeni nu ar accepta scoaterea crucifixelor din sălile de clasă și că o astfel de hotărâre poate fi aplicată altundeva, nu în țara lui. Patriarhia Română consideră nedreaptă recenta hotărâre a CEDO în ceea ce privește Italia, afirmând totodată că, cităm, se remarcă o tendință de uniformizare și de exilare a religiei în spațiul privat, sub pretextul pluralismului, așa cum se întâmpla în timpul regimului comunist din Europa răsăriteană, când o minoritate ideologică persecuta credința, tradiția și cultura majorității. Am închis citatul. De altfel, această problemă a mai fost ridicată în România în urmă cu aproximativ 3 ani de către profesorul Emil Moise, care, în calitate de părinte, a solicitat scoaterea simbolurilor religioase din școli. Instanțele din România au dat atunci 2 verdicte contradictorii. Consiliul Național de Combatere a Discriminării a constatat că simbolurile religioase în școli sunt discriminatorii, dar până la urmă, Înalta Curte de Justiție și Casație s-a pronunțat în favoarea menținerii icoanelor în școli. Pe de altă parte, o persoană din Ploiești a atacat și ea decizia Consiliului Național de Combatere a Discriminării, sentința Curții de Apel din Ploiești, fiind aceea de retragere a icoanelor din școli. Pentru că persoana respectivă nu a făcut apel, decizia a rămas definitivă, astfel încât există pe aceeași problemă 2 sentințe contradictorii.